Accident rutier produs pe defileul Jiului la 5 km de limita județului Hunedoara cu Gorj. Coliziunea a fost violentă între un tir și un autoturism și a avut loc într-o curbă periculoasă. În urma impactului a rezultat o victimă, o femeie de 32 de ani, conștientă, blocată în mașină. La acest eveniment rutier au intervenit pompierii din Petroșani cu mai multe mașini de intervenție și descarcerare. Femeia a fost extrasă de salvator din mașină, ea prezenta multiple traumatisme și a fost transportată la UPU Petroșani. Timp de câteva ore s-a circulat cu dificultate pe defileu până la îndepărtarea urmelor accidentului de pe carosabil.